Începe meciul dintre Luis Heathcote și Tipchaya Onoch. Tipchaya este jucătorul mai valoros din punct de vedere al clasamentului mondial, dar nu putem să ne luăm după acest lucru neapărat. Luis vine după un sezon și o campanie fenomenală în Q School. Însă la această lovitură parcă s-au văzut emoțiile pe care le mai afișează. Tipchaya poate juca pentru Bila Neagră aici. Să vedem dacă poate să iasă din nou pentru această bilă colorată cât mai des posibil. Și când Bila Neagră ai asigurate foarte multe puncte într-un mod rapid, aici a scârțuit total. Da, era greu să mențină bila albă în dreapta bilei negre din acel unghi și incredibil totuși. Nu știu de unde a apărut această lovitură. A fost avantajat de faptul că este stângaci. Ei, ratează și lui Heathcote. Nu se poate așa ceva, ratări inexplicabile în serie pentru ambii. Heathcote, jucător foarte tânăr, după cum bine observați, britanic,